Peste 55 de milioane de pasageri au folosit transportul auto, feroviar și aerian anul trecut. Cifra este cu 46% mai mică față de anul 2019. Statistica este una explicabilă, deoarece Moldova a fost în regim de stare de urgență, iar multe restricții sunt menținute și acum. Pandemia a afectat atât de mult companiile de transport, încât numărul total de călători care au apelat la autobuzele și microbuzele de linie, inclusiv la cele interurbane, a scăzut cu aproximativ 45%. Transportul rutier este și cel mai solicitat, care în 2020 a deținut o cotă de 97,6%. Trenurile au înregistrat un flux de pasageri de 720.000, adică o pondere de 1,3%, după care urmează transportul aerian cu 0,7%. Pandemia a afectat și transportul de mărfuri, însă la cote mai mici. În total, în 2020, cu mașinile, camioanele, trenurile și avioanele, au fost transportate 16,5 milioane de tone de produse și mărfuri. Cifra este cu 12,5% mai mică decât în anul 2019. Amintim, cursele auto, aeriene și feroviare, atât naționale cât și internaționale, au fost sistate din luna martie 2020, atunci când Moldova a fost afectată de pandemie. Treptat, transportul auto și-a reluat activitatea din luna iunie 2020.